conflictul preedinte guvern ajunge la un nou nivel, ministrul de externe va fi audiat pe tema mutrii ambasadei din Israel. Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaților a aprobat miercuri solicitarea PNL de a-l chema la audieri pe ministrul de externe, Teodor Mele, subliniere Canu, după ce executivul a decis mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Audierea ministrului va avea loc, cel mai probabil, săptămâna viitoare pe tema memorandumului guvernului referitor la mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, se arată într-un comunicat de presă al PNL. Deputatul PNL, Benoni Ardelean, a anuncat săptămâna trecut ce liberalii au decis în subliniere din cabiroului executiv național, BEX, se îi solicită ministrului de externe, Teodor Mele, subliniere Canu, să vină în fața comisiilor de politic extern din Parlament pentru a da explicații cu privire la decizia guvernului de a muta ambasada României de la Tel Aviv la Ierusalim. Am decis azi în biroul politic național ce vom chema la audieri, sublinierei vom face toate demersurile ca ministrul de externe să vină în fața comisiei de politic extern sau comisiilor reunite de politic extern pentru a da explicații pe următoarele aspecte. Vrem să subliniere timp care este geneza acestui memorandum, privind mutarea ambasadei din Israel, NR, dacă domnia sa, dacă cineva din Ministerul de Externe, vreun secretar de stat din direcțiile de acolo, dacă cumva subliniere efa dânsului, doamna Birkhal sau subliniere ful pe ordine ierarhic, domnul Dragnea, sau domnul Tericianu au inițiat acest memorandum într-un mod cât se poate de obscur, la secret, aflând din presă. Întâi reamintim domnului Dragnea ce subliniere eful diplomației române, subliniere ti este presubliniere dintele României, subliniere i trebuie să țin cont de lucrul acesta, a spus deputatul PNL, Benoni Ardelean. Presubliniere dintele PSD, Liviu Dragnea, a anuncat, în 19 aprilie, la Antena 3 ce guvernul a adoptat un memorandum prin care s-a decis mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, iar acest gest are o valoare foarte mare pentru administrația americană, deoarece România este al doilea stat după SUA care face acest lucru. Administrația prezidențială a transmis, o zi mai târziu, ce presubliniere dintele Klaus Iohannis nu a fost informat sau consultat în prealabil în legătură cu mutarea ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Sublinierea i-a subliniat că această decizie nu are la bază valori solide, sublinierea i cuprinstoare, sublinierea i ce un astfel de demers nu se poate face decât în urma unei analize de profunzime, care se ia în considerare toate consecințele, sublinierea i implicațiile politice externe ale acestuia. Premierul Viorica Dencil a declarat ulterior ce a avut o discuție la telefon cu presubliniere dintele Klaus Iohannis despre memorandumul privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, ce subliniere eful statului va fi consultat, subliniere i ce documentul este clasificat de CTRMAE.